Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, vă spune Liviu Dumitraș. În această emisiune, a patra din ciclul rectorii IPG, IPGG București, am spus Institutul Petrol Gaze, Institutul Petrol Gaze Geologie București, Institutul de Petrol din Ploiești, Institutul Petrol Gaze din Ploiești, în sfârșit Universitatea Petrol Gaze din Ploiești, împreună cu invitatul meu, domnul profesor universitar emerit, doctor inginer, rector onorific al Universității Petrol Gaze Ploiești, Stelian Dumitrescu, rector al Institutului de Petrol din Ploiești, IPG din Ploiești, perioada 1968-1981, ce de titlul domnule profesor, încercăm să le evocăm pe unul dintre cei mai importanți rectori al Institutului de Petrol Gaze București, Institutul Petrol Gaze și Geologie București, Sergiu Rașeie, profesor universitar, doctor docent, care a condus cu multă competență pe perioada a două mandate, timp de 8 ani, Institutul. Din aprilie 1950 până în septembrie 1953, după profesor Vasile Cerchez, și al doilea mandat, din 5 martie 56, 1 septembrie 61, după conferențiar Alexandra Sidorovici, 1953-1955. Dacă ar mai fi trăit domnul profesor Sergiu Rașeie, ar fi împlinit atul acesta, mai precis pe 25 septembrie 2015, când s-a născut la Odessa, aproape 100. Nu să sunteți mai concret, 99 de ani. Domnul Sergiu Rașeie, rector al Institutului de Petrol, Gaze și Geologie București, a trăit demn 95 de ani. 2 ani la Odessa, 60 de ani în România și ultimii 33 de ani, mai precis din 1978, la Paris, în Franța. Da. Mi-a permis foarte pe scurt, să transmit celor care ne urmăresc câteva detalii, câteva repere. Dar acum v-am rugat și dumneavoastră ați fost de acord să-l alegem în emisiunea de astăzi pe cel care a fost domnul profesor Sergiu Rașeie, vom reveni. Da. Domnule profesor, aș vrea să ne reîntoarcem puțin la panoul afișat, panoul rectorilor, și nu mai au de la început, de la IPG București până la Universitatea Petrol Gaze din Ploiești, și vă cer permisiunea să prezentați pe scurt, nu foarte pe scurt, câteva aprecieri la adresa rectorilor care după dumneavoastră au depus o activitate ce v-a impresionat. Să nu-i neglijăm și pe ceilalți, sigur. Da, da. Vă rog. Sigur că într-o emisiune de o oră nu se poate vorbi prea mult despre toți rectorii pe care i-a avut. 16. 16 rectori. Eu, cu acordul dumneavoastră, remarc activitatea unora dintre aceștia, și anume a celor care au avut și au realizat până la urmă un mandat întreg sau chiar două sau trei mandate. Au fost câțiva care n-au avut această funcție decât un an, cel mult 2 ani, timp în care nu putea să lase o amprentă inconfundabilă asupra activității Institutului de Învățământ Superior. Dintre rectorii pe care instituția noastră i-a avut la București, eu aș remarca în mod deosebit activitatea depusă de profesorul doctor docent Sergiu Rașeie, care într-adevăr a lăsat în urma sa o amprentă inconfundabilă, și de asemenea de continuatorul său, academician Nicolae Petrulian, care a dus mai departe opera aceasta începută de profesorul Sergiu Rașeie. Aceștia sunt cei doi importanți rectori pe care i-a avut universitatea noastră, cât timp a funcționat la București, și atunci când s-au pus, de fapt, bazele activității universitare în domeniul petrolului și petrochimiei. Acolo s-au pus bazele unui învățământ autentic, academic, nu? De nivel internațional. Eram instituția cu profil unic pe țară și cu
profil oarecum singular în lume. Adică eram printre puținele institute de petrol din lume. Mai erau, bineînțeles, în Uniunea Sovietică și în Statele Unite ale Americii. Ceea ce nu e deloc puțin. Fără îndoială. Vă rog. Dintre rectorii de la Ploiești, eu aș remarca de asemenea activitatea a doi rectori, și anume activitatea rectorului Constantin Ionescu, în mandatul căruia s-a făcut trecerea de la învățământul de tip socialist la învățământul de tip capitalist. De tip nou. Când s-a făcut și lărgirea profilului de pregătire a studenților în cadrul Universității din Ploiești, în sensul că s-a adăugat la cele trei facultăți ale Institutului de Petrol încă două facultăți, Facultatea de Științe și Litere și Facultatea de Științe Economice. A urmat apoi activitatea rectorului Nicolae Napoleon Antonescu, v-aș ruga să-i rostim, așa, care într-adevăr a dus mai departe, a adâncit, a lărgit și mai mult dimensiunile Institutului de la Ploiești, ajungând în anul 2009-2010 la un număr de 12.000 de studenți, număr record, un număr puțin cam forțat, s-a revenit asupra lui mai târziu, dar într-adevăr, acum, în timpul celor două mandate ale rectorului Antonescu, s-a făcut trecerea la noul sistem de învățământ de tip pan-european, după Convenția de la Bologna. Domnul Antonescu a venit în institut în 1968. 68, exact. Acum este rectorul. În al doilea an de la înființarea institutului, da. Și aș vrea să dezvălui un secret. Vă în rog. Emisiunea următoare, domnia sa a acceptat să fie invitat la Seniorii Petrolului Românesc în calitate de rector cu două mandate. Da. Aș vrea totuși să încheie prin a remarca faptul că mai toți rectorii de fapt pe care i-a avut instituția noastră s-au străduit să creeze un prestigiu bine meritat de care se bucură acum, s-a bucurat și se bucură și acum instituția noastră, nu numai în țară, ci și peste hotare. Unii au reușit mai mult, alții au reușit mai puțin. Domnule profesor, într-adevăr, cam zgârcit totuși cu aceste aprecieri. Poate o să revenim. Eu v-aș ruga să revenim. Unora dintre v-aș ei. V-aș ruga să revenim și am să vă spun și de ce. Mai ca avem... să ne rămâne suficient timp astăzi pentru a evoca pe rectorul Sergiu Rașev. Dumneavoastră a spus, nu înainte însă, de a vă ruga și vă cer permisiunea, rămânând tot în contextul Institutului de Petrol Gaze, să deschid o carte a dumneavoastră de mare succes, Epopeea Industriei și Școlii de Petrol și Gaze din România, Itura Ploiești, milenul 3-2010, una din cărțile pe care le-ați publicat în această prestigioasă editură, și să rămânem cu o idee totuși, cu o imagine concretă. Am să iau de la pagina 112 un paragraf în care regăsim o definiție, eu zic, destul de largă, de cuprinzătoare, puțin riscantă, a Institutului de Petrol și Gaze. Pot să citesc această definiție? Chiar vă rog. Nu o comentăm poate acum în detaliu, smulgând la dumneavoastră promisiunea că vom mai completa cu acele aprecieri și poate într-o ultimă emisiune, da, când îl avem invitat pe inițiatorul acestui proiect, rector actual, profesor, da, doctor inginer Mihai Coloja, da, să intrăm mai mult în amănunte. Cu multă plăcere. Și poate, fiind ultima emisiune, deocamdată din acest ciclu, ne veți spune și anumite dezamăgiri, momente de cumpănă și câteva din învățăturile domnului Stelian Dumitrescu către urmași. Cu multă plăcere. Unii demn de înaintași. Revenind la definiție. Institutul de Petrol și Gaze, IPG, așa cum a fost el conceput în 1948, este o emanație, un produs al gândirii unor oameni politici și de stat ai vremii, în cea mai mare parte anonim pentru marele public, cu bune intenții pentru binele țării, care au reușit să aducă, într-o combinație fericită, concepte și influențe diferite pentru a realiza prima instituție de învățământ superior de petrol și gaze din România. Este vorba, detaliați dumneavoastră, de fuziune într-o concepție coerentă a experienței autohtone cu experiența americană, germană și sovietică.
V-aș ruga să nu detaliem în acum? Ce au constat aceste experiențe și să ne promiteți că revenim cu detalii, în altă emisiune. În ultima emisiune. Da. Bun. Și acum să ne întoarcem la cel care a fost profesor universitar, doctor, docent, Sergiu Rașeev, pe scurt, o personalitate complexă. Am să vă ofer și o surpriză, n-am avut timp să discutăm, încercăm în final, sper să avem timp, să pot pronunța și câteva cuvinte potrivite. Știu cât, că m-ați făcut de multe ori atent să nu forțez foarte mult nota, dar vă rog să mă credeți că sunt cele mai potrivite cuvinte, dacă se poate spune așa. Domnule profesor, de ce l-apreciați atât de mult pe domnul profesor Sergiu Rașeev? Încă. Da, și totdeauna, nu? În primul rând pentru că a fost unul din acele personalități care a înțeles necesitatea timpului când s-a înființat Institutul de Petrol și Gaze din București și pentru multe alte motive pe care am să le evoc în continuare. El a fost, după opinia mea, una dintre cele mai importante personalități pe care le-a avut universitatea noastră de-a lungul anilor. A fost cel care a lăsat o amprentă inconfundabilă, așa cum spuneam și mai înainte, cel care a contribuit esențial la crearea prestigiului de care se bucură universitatea noastră și astăzi, atât în țară cât și peste hotare. V-aș ruga în timp să derulez și rog regia mai multe slide-uri care prezintă anumite ipostazele domnului profesor în context cu cele spuse de dumneavoastră. Vă rog. Personal, eu l-am cunoscut mai bine abia după ce am devenit rector, când am început să înțeleg și eu ce înseamnă o funcție de conducere, cum este și cea de rector. Iertați-mă, să-l înțelegeți ca rector, dar și când erați decan, că ați fost și decan. Și totuși, ca decan, dar ca rector și mai mult, pentru că... Ați avut un termen de comparație. Am avut termen de comparație și atunci am înțeles și eu ce înseamnă a fi un adevărat rector. Și de la el am avut foarte multe de învățat. În primul rând, acest om s-a remarcat printr-o pregătire profesional-științifică de excepție, atât în domeniul teoretic, cât și în cel aplicativ, cu o bogată experiență și abilități de cercetător, de inovator și de manager. El a fost unul dintre cei mai buni manageri pe care i-a avut universitatea noastră. El s-a remarcat de altfel din timpul studenției ca un student cu o pregătire excelentă și de asemenea și în timpul doctoratului pe care l-a luat la Universitatea noastră din București cu calificativele maxime. Nu, aș vrea să insist puțin. Deci dânsul este absolvent al Universității din București. Este absolvent al Facultății de Chimie din industrială, București, da? Secția industrială Petrol, din București. Universitatea Petrol, din București. Universitatea promoția? Din București și tot acolo... 1938. 38. Și tot acolo și-a făcut și doctoratul. Da, iată, eu am o diplomă. Am o diplomă. Și de ce insist? Pentru că am consultat multă documentație și foarte mulți autori îl dau absolvent al Institutului de Chimie de la Politehnica din București. Da. Deci ceea ce nu este adevărat, deci de la Universitatea din București a terminat cu calificativul foarte bun în 1938. Da. Și tot acolo, da, și-a luat doctoratul, vă spun eu, nu știu dacă ați calculat, la 57 de ani. Adică în 1973. Da, când doctoratul era o raritate în România. Și mai ales în petrol. Dumneavoastră v-ați luat doctoratul... Eu l-am luat la Moscova, doctoratul l-am luat la Moscova, l-am obținut în 1962, pentru că în țară pe vremea aceea nu erau decât unul sau doi conducători de doctorat în automatică în țară. Am înțeles. Da. Da. Bun, domn profesor, navigăm. Navigăm mai departe. De ce l-apreciez așa de mult? Deci ne-ați vorbit despre persoană, despre începuturi, totuși. L-am apreciat pentru pregătirea lui de excepție, o pregătire complexă de excepție și mai ales de pregătire în domeniul ingineriei. Așa cum spuneam, a fost unul dintre primii doctori în domeniu care s-a ocupat mult de dezvoltarea laturii aplicative a învățământului superior. Și mai ales în domeniul petrolului și petrochimiei.
El a fost cel care a insistat ca fiecare disciplină să aibă un laborator cu caracter ingineresc în care să existe instalații pilot pentru scopuri didactice, dar și pentru cercetare științifică, pentru omologare, pentru verificare. Ceea ce nu e deloc ușor să construiești un laborator. Să înțeleg că s-a ocupat numai de laboratoarele facultății de tehnologie? Nu numai, el a avut grijă ca și celelalte facultăți care se afla în subordinea domniei sale să facă același lucru. Adică a insistat foarte mult pe latura aplicativă a ingineriei. Dacă îmi permiteți, eu am o completare aici. Domnul Bănățeanu, care a fost și dânsul rector, nu? A fost cu rector cu delegație un an de zile, prorector, da? 18 ani, da. A fost și decan. Și decan, și da. Face următoarea afirmație, am să citesc din memorie. În primii 3 ani ai primului mandat, deci 1950-53, domnul Sergiu Rașev, cel pe care noi îl evocăm, dumneavoastră faceți cu mult har, a pornit de la 3 laboratoare și a realizat 15 laboratoare. Așa este, da. Ceea ce iar răspunde și ceva. Și urmașii lui l-au dus mai departe acum. Universitatea noastră are mult mai mult decât 15 laboratoare. Apropo de universitate, o să spuneți dumneavoastră, da. Dânsul, când erați rector, a și ajutat Institutul de Petrol. El a proiectat, el și-a asumat răspunderea proiectării corpului de clădire care adăpostește Facultatea de Tehnologie și Chimizarea Petrolului și Gazelor de la Ploiești. Corpul el ei, pentru cei care el cunosc, a coordonat, da, activitatea de proiectare și chiar de realizare înainte de a pleca în Franța. Înainte de 1978, da? Bun. Dacă v-ați mai notat alte idei apropo de aceste aprecieri cu care ne încântați și pe noi. Da. Aș aprecia faptul că a urmat calea normală pe care trebuie să o urmeze toți absolvenții de școală superioară. Adică după studiile universitare urmează ca fiecare să facă o perioadă de practică, de aplicație în domeniul, în domeniul în care s-a pregătit. Da. Acest lucru l-a făcut și profesorul Sergiu Rașev. După terminarea facultății, cu calificative foarte bune, a lucrat mai întâi în producție. A lucrat, e adevărat, în mai multe locuri, dar legat nemijlocit de producție și mai ales de petrol. A lucrat mai întâi la București, la CEAMED, câțiva ani. CEAME fiind acronimul de la... eu chiar nu monopolul știu. De stat. A centrala... Cu tutunul. Cu tutunul, da, nu știu așa, CEAME, exact. Dar n-am găsit acest acronim, da? Așa. Bun. Apoi a lucrat ca inginer la rafinăria Dacia, de aici din Ploiești. Dacia din Ploiești, până, da? Da, până în 1942, apoi la rafinăria Titan din București până în 1944, apoi la societatea Concordia din Ploiești până în 1948, iar din 48 până în 50 a lucrat ca șef al Serviciului de Studii și Proiectare al Direcției Rafinăriilor din cadrul societății Sovrom Petrol. Când s-au unit Concordia, Sovrom Petrol și știm ce s-a întâmplat. Da. Da. Din 1950 s-a dedicat învățământului superior, despre care o să vorbim în continuare. Domnule profesor, totuși, deci din 1900, remarc din sinteza pe care ați realizat-o dumneavoastră, practic a lucrat în petrol din 41 până în 1950. Tot timpul a lucrat, da? În petrol. Mereu cu funcții de răspundere. Da. Mereu cu funcții de răspundere. Da. Bine meritate. Bine meritate. Iar din 39, din 38 când a terminat, 9 luni a căutat un loc de muncă pentru petrol. A găsit ceva într-adevăr, dar nu pentru petrol, întrucât a vrut neapărat să-și exercite profesia de inginer inginer chimist, da? Da. Secția petrol. Da. Este foarte important. Vă rog, domnule profesor. Cred că e cazul acum să evocăm activitatea domniei sale în universitatea noastră, deci, adică în Institutul de Petrol și Gaze din București. Când a venit la institut? Deci a în 50 venit în 1950, da? Datorită meritelor sale recunoscute în țară, da? A fost numit rector, a fost numit șef de catedră și profesor, deci profesor, șef de catedră și rector al Institutului de Petrol și Gaze din București, funcție pe care a avut-o în două mandate, așa cum s-a arătat mai înainte. Am înțeles, aș vrea să umblăm puțin la nuanțe. Însă a fost numit profesor. Pe vremea aceea se făcea, da? Numiri. Dar nu iată că în 1950, da. Iată, am aici un document, în anul 1955 a fost atestat ca profesor. Da, da.
A condus și doctorate. Vom discuta despre aceasta. Da, da. Bun. Deci suntem în 1950. 50. Rector în primul mandat, da? În primul mandat. Dumneavoastră da. Ați apreciat foarte mult activitatea. Da. Vă rog, domnule profesor. Activitatea didactică. A predat în premieră pe țară numeroase cursuri și universitare și postuniversitare de specialitate, sunt foarte multe, enumăr numai câteva dintre ele. Da, tehnologia distilării petrolului, tehnologia fabricării uleiurilor, procese termocatalitice de prelucrare a țițeiului, calitatea produselor și scheme complexe de prelucrare a petrolului, cinetică industrială și calculul reactoarelor, probleme noi în prelucrarea petrolului, rafinaj modern de petrol, cataliz eterogen din industrie petroliere și multe altele. Deci o mulțime de cursuri predate în premieră. În toate aceste cursuri a predominat ideea fundamentărilor pe cele mai recente cunoștințe din domeniu, dar și dezvoltarea, așa cum am spus, a laturii inginerești, a laboratoarelor aferente acestor discipline, care până atunci nu prea aveau laboratoare. În primul mandat, încă din primul mandat, a reușit să organizeze și învățământul de doctorat. A condus primele doctorate în industria de petrol și petrochimie, a format vreo 30 de doctori care au ocupat funcții de mare răspundere în economia noastră de petrol în anii socialismului. De altfel, practic, a lăsat și o școală, o academie. Fără îndoială că a lăsat în urma sa o adevărată școală academică în domeniul petrolului și petrochimie. Bineînțeles că a publicat, în calitate de autor sau de coautor, foarte multe lucrări, vreo 14 tratate și cursuri universitare și postuniversitare. Dintre cele mai importante este și lucrarea în trei volume, care ultima de fapt. Care s-o arătăm, vă rog să luați frumos. Iată, ultimile trei volume, care se cheamă Conversia hidrocarburilor, în trei volume, publicate în limba engleză, la prestigioasa editură Decker. Din Statele Unite. Da, noi avem aici versiunea în limba română. Da. Avem versiunea în limba română. Da. Aș vrea să nu ne grăbim puțin cu aceste cărți care stau în picioare și să vă cer permisiunea, pentru că ne apropiem de pauză și nu aș vrea să intru în partea a doua a emisiunii noastre, fără să mulțumesc doamnei profesoare Sasha Ionescu, care m-a pus în legătură cu domnul conferențiar dr. Constantin Tănăsescu, președintele Societății de Chimie, filiala Prahova, până acum câteva săptămâni. Da. 2010-2015. Datorăm personal, deci datorez aceste imagini dânsului, care împreună cu fiica m-au ajutat, mi-au dat un link pe un server în care se găsesc mai multe. Îi mulțumesc pe această cale domniei sale, dar despre domnul Sergiu Rașev, sigur, mulți și-au amintit cu plăcere, dar au și organizat pe plan local o întâlnire în iunie 2011. Da. În septembrie 2011, după ce a murit. Și domnia sa a rostit un cuvânt, am să extrag câteva paragrafe, după care voi face o pauză. Am avut șansa, spune domnia sa, să asist între anii 1969-1970 la orele de curs ținute de profesorul Rașev. Mi-au rămas în minte multe dintre calitățile incontestabile ale acestuia, dintre care pot menționa claritate în expunere, concizie și coerență, o prezentare logică a cursului, pornind de la considerații teoretice despre proces sau categorie de procese, mecanisme de reacție, termodinamică, cinetică, aspecte despre catalizatori și continuând cu realizarea industrială a procesului. Aparatură specifică, variante de realizare industrială cu scurt istoric și procedeele cele mai moderne din momentul expunerii metode de calcul tehnologic specifice. Da. Nu în ultimul rând menționez vocea gravă, dumneavoastră l-ați cunoscut, inconfundabilă a profesorului, precum și ținuta sa îngrijită și elegantă care îl însoțeau în orice împrejurare.
Înainte de a mai analiza cărțile care stau în picioare, mai doriți să mai spuneți ceva acum? Aș dori să completez că activitatea de mine seara s-a extins și asupra cercetării științifice. Pe care n-aș vrea să o abordăm acum în grabă, ci să o abordăm după pauză, da? Da? Da. Să luăm o bine meritată pauză.